Constantin Bobaru susține că nu-l ajută cu nimic anunțurile pompoase ale guvernanților care vorbesc despre strategii peste strategii. Edilul vrea să vadă fapte. Până atunci se plânge că are 4 șantiere unde nu se mai mișcă nici măcar un pai. Lucrările pentru reabilitarea hidroenergetică a râului Jiu au fost blocate în instanța de judecată încă de la sfârșitul anului trecut de o organizație de mediu. Eu am făcut o afirmație cu titlu generic, dacă pot zice așa, la toate lucrurile care vizează amenajarea hidroenergetică a râului Jiu, cu predilecție pentru cele două lucrări care au fost oprite la un stadiu fizic foarte avansat și, bineînțeles, cu o trimitere pe un timp mai îndelungat la lucrarea care începută din 92, de la acumularea de la Valea Sadului, care era prevăzută ca fiind cea mai mare acumulare de pe râurile interioare din România, 300 de milioane de metri cubi. Și am zis că, din această perspectivă, trebuie făcut o analiză și că este măsuri. Domnul ministru mi-a dat asigură și sunt convins că lucrul ăsta se întâmplă. N-am niciun dubiu că domnul ministru face acest lucru. Încearcă pe orice cale să finalizeze lucrările la cele două amenajări hidroenergetice care au un stadiu fizic destul de avansat respectiv, Dumitra și Luncan, și după aceea abordeze cu prioritate celelalte două lucrări, respectiv Curtișoara, care și acolo e la un stadiu fizic de vreo, din câte știu, vreo 75-76%, și Valea Sadului, la care făceam trimitere la începutul acestei intervenții. Asta a fost nemulțumirea mea. Nu neapărat că, vezi, doamne, am zis că unii așa au înțeles, că am făcut o trimitere exactă la activitatea domnului ministru. Nu, doamne ferește, sunt convins că e la fel de motivat și la fel de interesat ca și noi. Numai că, v-am zis, nemulțumirea vine din faptul că toată lumea vorbește, știți, o să se facă strategii. Păi, din 92 până acum, toată lunca Jiului care a aparținut cetățenilor din Bumbejiu a fost afectată. Cel mai fertil teren în care oamenii ăștia de secole și-au întreținut familiile și-au crescut copiii, da? L-au cedat la un preț derizoriu la timpul respectiv statului român pentru a face un obiectiv de importanță, știu, majoră pentru țară și pentru zonă. Și uitați-vă ce s-a ales de el. Dat că lucrările ar fi fost oprite printr-un demers criminal. Da, da, așa și este. Păi puneți dumneavoastră, în ce țară, în lumea asta care se respectă, statul, atenție, nu SRL-ul, statul român, statul respectiv, investește aproape 200 de milioane de euro. Centralele cele două, cea de la Dumitra și de la Luncani, au stadiu, v-am spus, 98 respectiv 96%, deci doar de a apăsa pe buton să producă energie electrică, energie verde, da? Și se găsește cineva dintr-un motiv care pentru mine, credeți-vă, e de neînțeles, atunci nu mai continuăm acolo, că nu știu, s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat. Păi cine în lumea asta îl tolera așa ceva? Da? Și aici era discuția cu domnul ministru, ce domnul hidroelectrica acum caută să se judece, să facă, să nu știu ce să găsească. Nu, domnule, statul român trebuie să ia prin reprezentanții decizii. Decizii urgente, rapide, care să scoată această chestiune la lumină și să-i dea drumul. Stăm și ne ascundem după frica unor funcționari care le este teamă să-și asume anumite lucruri, să-și le asume că de-aia i-au indemnizat și suferă gorjenii, suferă oamenii. Asta este problema și nemulțumirea. Edilul trage și un semnal de alarmă. Lunca Jiului s-a transformat în groapa de gunoi a întregului județ. Cât despre lunca Jiului spuneați că s-a transformat în groapa de gunoi a întregului județ. Păi, și duceți-vă și vedeți cam ce se află în chiuveta lacului. Viitoarea chiuveta lacului. Vedeți ce este acolo. Atenție, acolo este proprietatea statului român. Administrator Hidroelectrica S.A. Da? Nu primarul de la Bumbejiu. Sau președintele Consiliului Județean și nici Maiaranu, care e secretar de stat la Ministerul Economiei. Hidroelectrica S.A. Ei administrează acel bun al statului român. Teren cedat, v-am spus, la preț de semințe în anul 1992. Un calcul simplu, a trecut 26 de ani. O viață de om. Și vedeți ce s-a ales din cel mai productiv teren al bumbeștenilor, v-am spus, cedat pentru un cel nobil. Să se facă o acumulare de 300 de milioane de metri cubi cu 5 funcționalități la data respectivă. Lucrările hidroelectrica în defileul Jiului au fost oprite pe 23 octombrie 2017.